Peste 330 de sportivi au fost prezenți în acest weekend la Târgoviște pentru a participa la Cupa României Șoririu la karate. Competiția a fost organizată de Palatul Copiilor din oraș în colaborare cu Inspectoratul Școlar și finanțată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița. Și astăzi are loc Cupa Șoririu karate preuniversitar de nivel național, individual, kata și kumite. Sunt 25 de cluburi înscrise din țară, palate ale copiilor, cluburi școlare, cercuri de karate din școli și ONG-uri, cluburi de karate organizat de Palatul Copiilor Târgoviște, în Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița, care a și sponsorizat această competiție cu medalii și cupe, și Asociația Șorin Karate Do România. Supervizor și partener la acest eveniment este Federația Română de Karate VKC, unde disciplina Șorin Riu este afiliată. Suntem la Târgoviște, unde se desfășoară competiția Șorin Riu sub egida Federației Române de Karate VKC. Arbitrajul este al federației noastre și este prima oară când se organizează competiția sub patronajul federației. Federația Română de Karate VKC vine după un campionat mondial care a avut loc la Koper în Slovenia și unde la finalul competiției am reușit să ocupăm locul întâi pe națiuni. Așteptăm cu nerăbdare premierile făcute de către Ministerul Tineretului și Sportului, care nu prea înțelegem din ce motive, până la momentul actual nu au fost premiați sportivii noștri. Sperăm că nu se dorește o omorâre a sportului neolimpic, pentru că nu numai cei care practică sporturi olimpice sunt sportivi. Așteptăm cu noua schimbare a ministrului, ca doamna ministru să facă toate demersurile ca toată lumea să aibă beneficieze de această egalitate care considerăm că o merităm și noi care practicăm karate și într-un sport curat considerăm că avem nevoie de o susținere curată. Sunt copii talentați? Foarte talentați, v-am spus, România ocupă locul întâi atât la campionatul european cât și la campionatul mondial, cel puțin în edițiile din acest an, și perspectivele pentru noi sunt foarte bune. Vedeți și noi, avem o sală plină de copii, sunt aproape 300 de sportivi la acest eveniment. Eu zic că este foarte important să adunăm copiii în sălile de sport decât să-i lăsăm pe străzi. Participanții au fost răsplătiți cu medalii, diplome și cupe.